Cedem la acest ultim eveniment, cum vă spuneam, lupta cu adicțiile, prizonierii lumea dependenței, lansarea cărții pe tărâmul fantomelor înfometate de Gabor Mate. Invitații, invitatele din această seară care au venit alături de noi și suntem cu siguranță onorați de prezența lor. Alexandra Lițu, consultant, coach, trainer, pe tot ce înseamnă partea de dezvoltare personală. Ana Maria Drăguță, psiholog și psihoterapeut. Ana Maria lucrează la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, ISTT. De altfel, așa cum vă spuneam și la evenimentul precedent despre promovarea cărților din diferite colecții din portofoliul editurii Herald și cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate de Gabor Mate a beneficiat de partea aceasta de promovare în emisiuni radio și TV, chiar împreună cu Ana Maria am fost în urmă cu aproximativ o lună de zile la prietena noastră Andreea Ionescu de la Smart FM în cadrul emisiunii Conversații despre minte și inimă. Și nu în ultimul rând, colega mea, Gabriela Deniz, care coordonează colecția Psihoterapia, colecție în care a apărut cartea lui Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate. Înainte de a începe șirul de întrebări despre personalitatea lui Gabor Mate, care cumva personalitatea și într-o oarecare măsură viața sa se identifică cu, aș spune, conținutul cărții Pe tărâmul fantomelor înfometate, pentru că vom vorbi despre adicții, despre dependențe și m-aș duce un pic cu subiectul și în alte zone de dependență, nu doar cele tratate în subiectul cărții de către Gabor Mate, și anume dependența de droguri. El lucrează la un institut în Vancouver, Canada, și se ocupă de persoanele care au aceste probleme cu dependența de droguri, dar cu siguranță vom vorbi și de alte forme de dependență care ne afectează din punct de vedere al atitudinii și al comportamentului, dependențele emoționale din relații sau, dependența de tot felul de vicii, tutun, alcool, dependența de shopping și multe alte, dependența de mâncare, de ce nu. Gabi, ai un microfon? Și ăsta. Aș vrea să ne vorbești despre colecția Psihoterapia. Colecția Psihoterapia din cadrul editurii Herald este colecția care mă pasionează cel mai mult, colecția pe care o fac cel mai mare drag. Și profesia mea este de psiholog și atunci rezonez foarte mult cu fiecare din titlurile pe care le public în această colecție și fiecare are așa un pic din mine în momentul în care este la vânzare, pentru că subiectele care apar în această colecție mi se par subiectele cele mai actuale, cele mai importante, în care vizează efectiv probleme reale ale societății noastre. Și la pachet cumva cu această colecție Psihoterapia am lansat anul trecut o altă colecție, Psihopractica, care se adresează mai mult cititorului neprofesionist. Dar pentru profesioniștii din domeniul psihoterapiei și al psihologiei în general, această colecție Psihoterapia încearcă să aducă atât cărți care prezintă moduri de a-ți construi abilitățile de terapeut, moduri în care poți să lucrezi cu clientul, metode de lucru cu clientul, metode de lucru cu grupurile în cele din urmă, dar și
Și aproape că nu mai putem să vorbim la ora actuală despre o psihoterapie de nivel înalt, de o psihoterapie profesionistă, dacă nu vorbim despre neuropsihologie. De aceea, foarte multe din titlurile acestei colecții, de acum înainte, începând chiar și cu acesta, au câteva capitole dedicate neuropsihologiei. Iar această carte, cred că are chiar o parte întreagă dedicată neurobiologiei și o să vedeți de ce este absolut necesar să introducem neuropsihologia în psihoterapie, fiindcă aproape că a devenit imposibil să separăm comportamentele umane de ceea ce se întâmplă în primii ani ai copilăriei, acolo unde avem cea mai intensă creștere a creierului și formarea conexiunilor cerebrale care ne ajută pe parcursul vieții mai târziu să ducem o viață sănătoasă și echilibrată. Iar fiecare mare domeniu al psihologiei cumva se conectează acum cu neuropsihologia. În afară de această carte a lui Gabor Mate, o carte extraordinară, o carte care m-a impresionat profund și cred că mulți psihologi din România vor fi la fel de impresionați în momentul în care vor lua contact cu această carte, urmează să publicăm în colecția Psihoterapia o carte a unui neuropsiholog celebru, Alan Shore, care este citat în toate cărțile care sunt publicate la ora actuală în domeniul psihoterapiei. Deci nu cred că există vreo carte de neuropsihologie, inclusiv Gabor Mate îl citează pe Alan Shore, inclusiv Daniel Siegel îl citează pe Alan Shore, este un cercetător de talie mondială, un cercetător extraordinar și mă bucur enorm de mult că următoarea carte care va apărea în această colecție este scrisă de Alan Shore și se numește The Science of the Art of Psychotherapy. Adică, probabil că așa va și fi tradusă, titlul va rămâne așa în cele din urmă, Arta Științei Psihoterapiei. Știința Artei Psihoterapiei. Eu vă invit să urmăriți colecția Psihoterapia în viitor, pentru că urmează titluri foarte grele și foarte importante, pe care deja le avem în lucru. De asemenea, sora mai mică a acestei colecții este colecția Jungiana, unde și acolo urmează să apară câteva titluri foarte importante din domeniul psihoterapiei, deși este o psihoterapie un pic mai specială, este analiza jungiană, de o orientare un pic mai diferită de mainstream-ul din ziua de astăzi, dar care veți observa că își păstrează forța, își păstrează actualitatea această psihoterapie jungiană. Și probabil că cercetările moderne din domeniul neuropsihologiei vor dovedi în cele din urmă că psihoterapia jungiană este o terapie validă, așa cum Alan Shore dovedește că psihanaliza este o formă de terapie mai eficientă chiar decât terapia cognitiv-comportamentală, care este în momentul acesta terapia preferată sistemelor de sănătate finanțate de guverne în general, pentru că este o terapie despre care se consideră că este eficientă și consumă puțin bani. Dar psihanaliza revine în forță, iar Gabor Mate chiar și el ne invită să privim dincolo de nivelurile comportamentale ale personalității umane și să înțelegem ce se întâmplă de fapt în psihicul profund al omului și atunci când vorbim despre dependență și atunci când vorbim despre comportamentele obsesiv-compulsive și atunci când vorbim despre tot felul de comportamente care astăzi mi se pare așa că sunt niște forme de tulburare mentală undeva discrete, undeva separate. Și Gabor Mate ne atrage atenția că și dependențele de toate felurile care caracterizează societatea noastră. Societatea noastră, spune Gabor Mate într-un fel, eu parafrazez acum, dar el spune într-un fel, societatea noastră este o societate dependentă. Și nu într-o dependență financiară sau o dependență, este într-o formă de dependență psihologică profundă, pentru că nu reușim să ne conectăm până la
la urmă la resursele noastre interioare și să ne trăim viața autentic. Și el dă foarte multe informații în carte și foarte multe explicații care duc undeva în copilăria mică și în modul nostru de organizare socială. Deci cum implicațiile sunt foarte profunde în ceea ce privește dependența, iar a stigmatiza pe dependenții de droguri sau pe dependenții de alcool sau, știu, dependenții de sex sau de jocuri de noroc sau oricare dintre acești dependenți care reprezintă așa un fel de vârf al icebergului, nu reprezintă decât o formă noastră de apărare, de a ne spune nu, nu mi se întâmplă, mie problema e la el. De fapt, spune Gabor Mate în cele din urmă, problema este a noastră ca societate, care nu am reușit cumva să gestionăm trecerea aceasta de la o societate tradițională umană din comunități mici către o societate globalizată și industrializată în care totul se întâmplă cumva în emisfera stângă și suntem rupți de ce înseamnă adevărata viață psihologică a individului și adevărata viață naturală a individului. Și îți dau ție cuvântul. Mulțumesc pentru aceste lămuriri și completări și pentru că tu ai pomenit puțin mai devreme de o soră mai mică a colecției Psihoterapia, vorbind de psihologie iungiană. Eu aș mai menționa tot în zona aceasta și colecția Psihopractica. Am în mână două cărți care fac parte ca și cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate a lui Gabor Mate, două cărți din colecția Psihoterapia. Este vorba despre Sigmund Freud, Totem și Tabu, și Violet Oaklander, Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului, despre terapie Gestalt. Deci iată cărți foarte interesante în colecția Psihoterapia. Și aș veni cumva în completare, înainte de a trece la următoarea întrebare, aș veni cumva în completare la cele spuse de tine, Gabi, și am să te rog puțin mai târziu să vii să exemplifici, pentru că ai făcut acest lucru într-o emisiune pe care noi am realizat-o împreună la București FM. Aș spune că în spatele, aproape în spatele oricărei forme de dependență, se ascunde lipsa iubirii. Și vom da exemplul lui Gabor Mate, și Ana Maria îl știe foarte bine, care însuși domnia sa a declarat că este dependent de cumpărarea de CD-uri cu muzică clasică, da? Își lasă copilul câteva ore, eu știu, nesupravegheat, sau îi spune că vine jumătate de oră și vine după câteva ore, același lucru îi spune și soției, și merge și cumpără, achiziționează CD-uri de muzică clasică. Iar iată o formă de dependență. Ana Maria. Care poate părea comică, dar are consecințe la fel de grave ca orice altă dependență. Da, ea poate părea la fel de comică sau având un aspect ușor hilar, cum ar fi, de exemplu, dependența de mâncare, da? În momentul în care avem acumulate niște frustrări, nemulțumiri și multe alte lucruri, dăm fuga în frigider. La ciocolată. Nu numai. Ana Maria, ce este dependența? Ce aduce nou în interpretarea acestui fenomen atât de general uman, Gabor Mate? Răspunsul este unul complex. Dependența este un comportament. Este un comportament repetat care ne aduce o alinare pe termen scurt, dar care pe termen lung ne face rău nouă, ne face rău celorlalți. Și care trezește în noi această dorință, craving, aproape de neoprit. Apare în momentul în care apare, el are un rol, să spunem, pozitiv, de ajutor. Însă nu este o soluție pentru dificultatea cu care ne confruntăm. Este un comportament care crește ca o spirală, bine să zic, în viața noastră și ne acaparează. Ajungem să pierdem controlul, ajungem să nu mai avem limite, să nu mai avem repere de bun pentru noi.
un soi de putere de discernământ. Da. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care este activat în creierul nostru acest circuit al dependenței, nu mai avem puterea de control asupra impulsurilor noastre. Noi nu mai putem să decidem efectiv pentru noi sănătos. Și asta ne, într-un fel ne handicapează, vine să zic, în fața comportamentului dependent. Facem o distinție între dependența de substanțe și dependențele comportamentale, dar ce anume au ele în comun? Ele au în comun exact circuitele din creier unde se formează dependența și modalitatea sau maniera în care ele au apărut. O traumă, evenimente traumatizante sau pur și simplu o traumă în dezvoltare, neglijare, abandon, abuz fizic, emoțional. Asta se întâmplă după aceea în creierul nostru. Creierul nostru se modifică astfel încât noi să putem să facem față acestor traume și circuitele pe care dependența de shopping și dependența de droguri pe care le folosește în creierul nostru sunt acelea. Obiectul este diferit. Ce mai spune Gabor în cartea sa este că pentru cei care au o dependență de un comportament anume, sunt mai multe variante de a ieși din acea dependență. Însă pentru cei care au o dependență de droguri, variantele de a ieși din dependență sunt mai mici, pentru că dependențele de droguri nu oferă mai multe variante. De exemplu, pentru heroină avem metadon, care să înlocuiască și să ajute persoana aflată în sevraj. Însă pentru cocaină nu sunt, de exemplu, studii care să ne arate că avem un înlocuitor relevant și care să ajute persoana să iasă din dependență. Dar pentru shopping avem variante care pot să direcționeze într-o manieră sănătoasă persoana dependentă. Alexandra, care este rolul pe care relațiile îl joacă în vindecarea unei persoane cu dependență? Spre de colegele mele, eu nu sunt psiholog. În consecință, perspectiva mea e una relațională și atunci e important să înțelegem cartea lui Gabor Mate dincolo de rolul ei pentru specialiști. Pentru că dincolo de specialiștii care ar putea să citească cartea asta gândindu-se la clienții pe care i-au, cartea asta are un impact foarte puternic pentru noi toți ceilalți care cu siguranță avem zonele noastre de dependență, fie că vorbim de Facebook, pentru că cu toții avem tendințe de a da scroll pe Facebook în momentele în care ne simțim obosiți sau avem nevoie de atenție. Deci vorbim de dependențele noastre cotidiene, dar e și vorba despre dependențele celor din jur. Și aici mă refer la faptul că România este pe locul 5 la consumul de alcool și că nivelul de dependență a românilor față de alcool este unul foarte mare. Și atunci, cartea lui Gabor Mate ce reușește să facă în tot contextul ăsta este să ne ajute pe toți să înțelegem cât e de importantă compasiunea, atât pe de-o parte în suportul oamenilor care au dependență, dar și față de noi înșine în momentele acelea. Și atunci, cred că dincolo de, da, cumva ca să concluzionez, dincolo de impactul pentru oamenii care lucrează cu ea ca și psihologi, cartea asta este foarte utilă pentru noi toți ceilalți, ca și națiune. Pentru că avem mare nevoie de o abordare plină de compasiune față de persoanele care se confruntă cu dependență și față de noi înșine. Ana Maria, ce spune adicția de substanțe despre societatea umană modernă, o comunitate complexă de oameni, de indivizi aflați în totală dependență de cultura, structura, facilitățile dezvoltate în interiorul său? Putem interpreta dependența ca pe un simptom al unei suferințe a societății mult mai insidioase de care nu suntem de multe ori nici măcar conștienți? Da. Bine să zic așa pe scurt, pentru că ai fost foarte complex în întrebarea ta. Societatea de astăzi sau ne face să ne simțim rupți unul de celălalt. Avem mai multe maniere de a comunica azi cât am avut vreodată în viața noastră. Sau
au existat pe pământ până acum. Însă, cu toate astea, există mai mulți oameni singuri astăzi decât au existat vreodată. Oameni care nu-și vorbesc cu familia, cu frații sau surorile sau cu părinții. Cum nu vorbesc? Vorbesc pe Facebook. Sau nu vorbesc pur și simplu deloc sau nu știu. Amintesc că am avut un adolescent în terapie, avea 16, are 16 ani și mi-a spus, părinții mei nu mă cunosc, ei nu știu, eu le ofer lor informații despre mine ce știu că ei vor să audă, ce au nevoie să audă, să mă lase în pace. Ei stau în aceeași casă cu mine și împărtășim aceeași masă, dar ei nu știu cine sunt eu. Și nici nu-i cunosc nevoile, dorințele. Și nici el nu-i cunoaște pe ei. Pentru că undeva, în dezvoltarea lui, acest drum al lor împreună s-a separat, s-a rupt. Și nu s-a făcut o reconectare. Acel adolescent este dependent de nicotină astăzi și de un an de zile dependent de marihuana. Relațiile sunt, sau lipsa mai degrabă relațiilor sănătoase și atașamentului, ne duc în a căuta în afara noastră ceva care să ne aducă alinare acelei suferințe a faptului că nu avem relație. Și căutăm asta în droguri, căutăm asta în shopping, căutăm asta în mâncare, în zahăr, în orice alt lucru care ne oferă o mică plăcere. Pe termen scurt. Să pe termen lung nu se întâmplă nimic vindecător înăuntru nostru. Să ne ajută să mai trăim o zi. Deci putem spune că dependența este un soi de substitut al plăcerii? Nu, dependența este o manieră de a căuta vindecarea. Pe noi ne doare, așa că ce facem? Căutăm să nu ne mai doară. Nu căutăm să ne vindecăm durerea, că asta înseamnă să ne uităm la durere, să vedem ce ne face să simțim durerea respectivă. Căutăm să ne alinăm durerea pentru încă o vreme. Să supraviețuim cu durerea. La niște limite constante și suportabile. Tolerabile pentru noi. Întrebarea din cartea lui Gabor și pe care a spus-o și la conferință, întrebarea nu este de ce dependența, întrebarea este de ce durerea. Și această întrebare noi nu ne punem. De ce există durerea? Persoane care consumă droguri sau mănâncă compulsiv sau cheltuie bani la shopping. Am avut un client care a fost și este în continuare dependent de marihuana, a avut o problemă medicală, 3 luni nu a consumat droguri, dar a cheltuit toți banii pe care avea. Adică dependența lui de droguri s-a dus în dependența de shopping. Când s-au terminat banii, s-a început din nou consumul de marihuana. Deci se poate locui o dependență cu altă dependență? O dependență, da, cu altă dependență. Și spune și Gabor în cartea sa. Vrei să spui tu? Era legat de ce ziceai mai devreme. E un paragraf la un moment dat în cartea lui Gabor Mate în care povestește despre ce simt oamenii dependenți în momentul în care iau prima doză. Și descrierea era cumva în direcția de am simțit iubire pentru prima oară, îmbrățișare caldă, îmbrățișare caldă și umedă, exact, ca o pătură caldă care în sfârșit mă lua în brațe. Și atunci, în contextul a ceea ce ziceai tu mai devreme, ceea ce eu folosesc ca și substitut este substitut pentru relație, pentru afect și pentru susținere. Exact ce n-am primit atunci când am avut nevoie. Perioada critică din viața mea. Creierul nostru se dezvoltă 90% în primii 3 ani de viață. Dacă atunci se întâmplă ceva nepotrivit cu noi, creierul nostru se adaptează la ceea ce s-a întâmplat cu noi, ca noi să putem să supraviețuim. Dar vom supraviețui în concordanță cu mediul, nu în concordanță cu nevoile noastre. Cu ce ne oferă mediul, ce ne permite mediul să dezvoltăm. Am vorbit despre cauzele dependențelor, despre cauzele adicțiilor, aș vrea să vă întreb pe fiecare și să-mi răspundeți pe scurt cum considerați că putem trata dependența, dar nu înlocuind-o cu o altă dependență, poate mai soft, adică trecem de la consumul de droguri sau de alcool sau de tutun la shop, ci pur și simplu căutând, identificând, personalizând cauzele adicțiilor, ale dependențelor, mergem de la cauză către efect.
și încercăm să rezolvăm prin intermediul cauzelor identificate, să rezolvăm dependența, adică efectul acela de a nu mai fi dependent. Aș începe răspunsul acolo unde ai zice că nu noi tratăm o boală psihică de cele mai multe ori. Dacă pacientul, dacă clientul nu face lucrul acesta pentru sine, o să-i ofer toate condițiile din lume. Dacă nu are intenția și dorința aceasta de a se elibera de dependență, de a se ajuta pe sine. Exact. Comparație nefericită, Anda Ciobanu la evenimentul trecut despre șamanism spunea că noi suntem canalul și deschidem poarta, dar noi suntem acolo martorii, psihologul este martorul, cel care oferă până la urmă un exemplu de relație sănătoasă clientului și un cadru sigur în care el să poată să facă ceea ce are nevoie, adică să intre în introspecție, să intre în în procesul acesta de transformare psihologică. Avantajul, lucru pozitiv din care ne aparține tuturor este neuroplasticitatea. Adică creierul nostru s-a dovedit până la urmă că produce neuroni mai departe, este capabil să se transforme traseele neuronale, chiar cele mai vechi care au fost întipărite în creier din primii ani ai copilăriei, chiar și la vârsta de 99 de ani. Adică sunt oameni foarte în vârstă care au putut să obțină transformări la nivel neurologic și, bineînțeles, ulterior în comportamentul lor se produc aceste transformări, chiar și la 99 de ani. Și contează vârsta la care începe procesul de transformare. Neuroplasticitatea este în avantajul nostru. Dar, așa cum spune și Gabor Mate, problema cu dependența este aceea că tocmai acele instanțe cerebrale de care avem nevoie și acele instanțe psihologice de care avem nevoie, funcțiile executorii, sunt cele mai afectate în dependență și mai ales în dependența de substanțe. Este vorba de funcțiile voința, atenția, liberul arbitru, toate acele structuri cerebrale care ne ajută, cortexul prefrontal, care ne ajută să funcționăm în aceste domenii ale vieții noastre, sunt cele mai afectate. În plus de asta, dependența vine la pacient cu toate acel deficit de dopamină, cu tot acel cocktail de care creierul nostru are nevoie ca să aibă o stare de bine. Iar atunci când consumăm substanțe, ele au efect tocmai pentru că ne dau un plus de dopamină, de exemplu, sau de serotonină. În momentul în care nu mai consumăm, este o cădere bruscă. Aproape de dezechilibru pe care noi îl resimțim psihologic, sevrajul fizic, dar au absolut o stare de depresie, de dezolare, de gol interior, pe care nu ușor să o duci. Și atunci, cum poți să motivezi un dependent de droguri să treacă prin această stare și să reziste suficient de mult ca în cele din urmă creierul său să se autoregleze, să-și creeze cantitatea de dopamină necesară până la urmă și acele circuite nervoase necesare ca să treacă peste acest cerc vicios cerebral până la urmă al dependenței. Se întâmplă, strategiile sunt mai mult din acest domeniu pe care îl folosește și Organizația Alcoolicilor Anonimi, de conștientizare, mindfulness, conștientizare, meditație. Cred că acestea sunt cele care s-au dovedit cele mai eficiente. Da, și partea de asumare a responsabilității asupra comportamentului pe care îl am. Faptul că eu mi-asum responsabilitatea, faptul că recunosc în fața familiei mele, în fața lumii, că eu sunt consumator de alcool, de drog, că nu mă mai ascund, că nu mai simt rușinea aceea care vine cu faptul că eu consum ce un soi de stigmat sau de etichetă exact, pe care exact. Îl poartă cel dependent. Și trebuie să fim realiști că în cazul oamenilor foarte dependenți de droguri, despre care Gabor vorbește în începutul cărții sale, cea mai bună resursă pentru ei este poate nu să se oprească din consum, să consume într-o manieră grijulie față de ei, în sensul că să folosească acesteril, să aibă grijă să folosească substanță pură, nu care
care să aibă, să conțină și alte conținuturi chimice. Și sunt studii făcute în Anglia și în alte țări care demonstrează că consumul de droguri nu a crescut în momentul în care existau centre specializate în care oamenii puteau să vină să-și administreze doza de cocaină sau de heroină dată de stat. A scăzut numărul de persoane care aveau HIV, hepatită, și au scăzut foarte mult costurile de îngrijire medicală ale persoanelor care se drogau. Pentru că statul nu mai trebuia să scoată bani din buzunar ca să îngrijească bolile care apar în urma consumului neglijent. Și nu putem să închidem ochii, să ne prefacem că nu există acest consum. Însă trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca societate pentru oamenii aceștia. Politica antidrog pe care America o susține, Say No to Drugs, nu funcționează. Nu a funcționat în Statele Unite, nu funcționează în niciun de lume. Nu putem să spunem nu drogurilor, pentru că asta facem. Susținem în continuare dealerii de droguri, susținem în continuare consumul de droguri și oamenii se îmbogățesc pe spezele nefericirii și durerii altor oameni. Întrebarea e care e alternativa? Adică dacă nu mă drogesc, da, ca să completez ce ziceai, întrebarea e ce pun în loc. Adică dacă încep să consum sau să am o dependență de ceva dintr-o lipsă de ceva, am nevoie să pot să pun ceva, acel ceva în loc, să pot să-l înlocuiesc cu ceva care să fie sănătos pentru mine. Și tot așa, construind pe ce ați zis voi, povestește foarte frumos Gabor Mate și acolo cred că ajută mult, mult la a înțelege și a fi compasiune față de oamenii cu dependență. Povestește că în perioada intrauterină și în primii 3 ani de care vorbeați voi, modificările la nivel cerebral sunt niște modificări structurale. Asta înseamnă că nu vorbim doar despre, nu știu, că mi-e un picuț mai greu să zic nu, ci vorbim despre faptul că sunt în imposibilitatea de a zice nu, pentru că structura cerebrală, așa cum ziceai tu, pur și simplu nu are această capacitate. Și așteptarea de la noi înșine sau de la ceilalți să poată să zică nu, nu e una rezonabilă. Și atunci, cumva construind iarăși pe ce zicea Gabor Mate, relațiile sunt foarte importante, pentru că ele pot să hrănească și să-mi aducă, e cu un terapeut pregătit, e cu o familie care în loc să mă respingă pentru faptul că sunt dependent de ceva, mă susține și este aproape de mine în momentul prezent. Toate lucrurile astea puse cumva împreună mă pot ajuta să fac neuroplastici, să pot să am neuroplasticitatea aia de care e vorba. Adică am nevoie de acele evenimente în viața mea prezentă care să poată să modifice la nivel cerebral structurile cu problemă, dacă ar fi să le zicem așa. Și trebuie să mai adaug, să ne recuperăm umanitatea. Pentru că o persoană dependentă ce face este să-și piardă umanitatea, să creadă despre sine că este mai puțin umană decât restul dintre noi. Un consumator de droguri are multă, multă rușine și ascunde asta și crede despre sine că este neputincios și poate că se crede rău. Dar nu este așa, pentru că acest comportament nu este acceptabil, precum shoppingul sau precum cumpăratul compulsiv de CD-uri al profesorului Mate. Este diferit. Și atunci când îți este rușine să vorbești despre ce te doare, asta te izolează și mai mult și izolarea contribuie la această spirală a dependenței. Izolarea ne ține departe de oamenii resursă din viața noastră, pentru că ne este teamă că vom fi respinși și pedepsiși din nou, pentru că noi nu suntem ok. Mulțumesc, Ana Maria. Dacă tot ai microfonul, următoarea întrebare. Dependența de substanțe, dar nu numai ea, are un impact devastator asupra familiei. Și am vorbit puțin mai devreme. Fie că vorbim de familia de origine sau de cea dobândită în urma unei căsătorii. Cum îi ajută pe cei apropiați înțelegerea condiției dependentului, așa cum ne-o prezintă Gabor Mate, dacă ne gândim că în cele din urmă puterea schimbării stă în mâinile dependentului într-o proporție covârșitoare? Și ca anexă în continuarea întrebării, există o terapie a victimelor colaterale? Adică aducem familia la terapie în afară de persoana dependentă? Și asta mă duce cu gândul puțin la
asta mă duce pe mine. La borderline. Cum, apropo de dependență, cum trăim cu o persoană cu probleme emoționale foarte mari? Și vorbim de dependența emoțională. Tulburarea borderline este cunoscută pentru comorbiditatea consumului de droguri și alcool. Și atunci mă gândesc, când o persoană este borderline, da? Dependență emoțională, teama de abandon și multe altele. Persoana non-borderline care stă în relație, în casă, cu persoana respectivă, ajunge și ea ca să nu fie afectată atunci când borderline-ul conștientizează că are o problemă și e de acord să meargă la terapeut, cere ajutorul terapeutului, merge și persoana, de exemplu, persoana non-borderline. Uitam în carte, pentru că penultimul capitol al cărții lui Matei este dedicat familiilor, persoanelor care se confruntă cu dependența. Și e foarte importantă întrebarea ta, pentru că dependența se naște în familie. Nu vorbim despre o persoană care suferă de o boală, vorbim despre o familie care, în sistemul său, are o dificultate și persoana dezvoltă dependența în urma acestei dificultăți. Este o o boală a familiei, nu este o boală doar a persoanei, dar responsabilitatea de vindecare aparține persoanei. Însă mediul poate să contribuie foarte mult la vindecare sau la retraumatizare. Dacă persoana continuă să păstreze aceeași prieten cu care se droga, merge la aceleași petreceri, șansele ca ea să reducă consumul de droguri sau să schimbe ceva în viață este minimă sau spre zero. Pentru că mediul contează. Contează obiectele pe care le folosesc. Dacă îmi păstrez pipa pentru cocaină, păi sigur când o să o văd o să fie un trigger pentru mine ca să mă duc să consum din nou. În momentul în care familia acceptă că contribuie la viața aceasta pe care o are persoana dragă, în acel moment poate să înceapă vindecarea. Pentru că în momentul acela, fiecare membru al familiei este responsabil să se uite la sine și nu să arunce cu vina sau să arate cu degetul în direcția persoanei care trăiește dependența. Se uită la bârna din ochiul său și nu la paiul din ochiul copilului sau din ochiul soțului. Și asta permite compasiune față de celălalt, dar și față de sine, față de propriile mele răni, pentru că și eu la rândul meu am niște răni care m-au adus în situația asta, care m-au deconectat de nevoile copilului meu și el a fost nevoit să se descurce fără mine. Alexandra, cumva în continuarea celor spuse de Ana Maria, Mate vorbește în carte despre cât de important este suportul celor din jur. Până unde putem merge cu asta? Da, mi-a plăcut foarte mult ce a povestit Ana Maria mai devreme, pentru că dependența nu este ceva care să se întâmple în vacuum, da? Nu e sub un clopot de sticlă, nu se întâmplă de la sine și nu mi-este foarte greu să o depășesc singur. În consecință, forța relației și forța mediului înconjurător sunt foarte, foarte importante în toată povestea asta. În același timp, atunci când vorbim de situații extreme, da? Dacă vorbim despre dependența de alcool care se transformă în violență, dacă vorbim despre dependența de droguri care se transformă în, nu știu, fur toți banii din casă și alte lucruri de genul ăsta, e important să știm să putem să setăm limite în relație cu persoana respectivă într-un mod cât mai sănătos, cât mai autentic cu noi înșine, dar și ferm. Și dacă am putea, și cu compasiune. Pentru că e important să nu facem din asta o violență asupra noastră, pentru faptul, exact, să nu ne sacrificăm pe altarul unei vindecări care nu poate să vină de acolo. Adică e important să fim suportivi și e important să fim acolo, dar în același timp e important să putem să și punem limite. Să ne dăm seama că vindecarea celuilalt ține de noi, ține de el, dar noi putem să susținem. Cumva să înțelegem că rolul nostru este de suport, dar că principalul rol este al celuilalt. Gabi, foarte pe scurt, aș vrea să povestești episodul
pe care, despre care Gabor Mate vorbește, apropo de ce se ascunde în spatele dependenței lui de a cumpăra CD-ul, și anume faptul că s-a născut în preajma celui de-al doilea război mondial, dacă nu mă înșel, într-o familie... Gabor Mate este un evreu ungur. El s-a născut în Budapesta, exact în anul în care Budapesta era invadată de naziști. S-au format acele ghetouri în care familiile evreiești au fost izolate de restul societății și se știe că trăiau, deși nu era un lagăr, trăiau în condiții precare. Viața unui copil nou născut în aceste condiții este sub un mare semn de întrebare. Supraviețuirea lui nu depinde atât de mult de iubirea maternă, cât și de condițiile pe care le oferă până la urmă, de afecțiunea familiei. Gabor Mate spune că a fost un copil foarte iubit. Dar supraviețuirea lui depinde atunci de resursele din mediu, de ce poate să-i ofere până la urmă părintele în ceea ce înseamnă hrană, siguranță, confort. Iar s-a întâmplat că tatăl lui Gabor Mate a fost deportat, a fost trimis în lagăr, mama a trebuit să se descurce singură în condițiile în care mama ei, dacă mi-aduc bine aminte, decedase, iar ea este aflat într-o depresie profundă. Vorbim probabil și de o depresie postpartum sau de o depresie a unei mame aflate într-o astfel de situație în care nu știe dacă copilul ei până la urmă va supraviețui și dacă ea va putea să supraviețuiască, să-i asigure lui supraviețuirea. Ceea ce a determinat-o pe mamă că atunci când copilul a împlinit un an, să apeleze la ajutorul unor străini, să placeze copilul în afara ghetoului pentru a fi dus undeva în străinătate, într-o altă localitate, probabil, Mate nu ne specifică, la familia lui extinsă, o familie pe care nu o cunoștea. Și spune, ce își face aminte un copil de un an? Ce relevanță are pentru un copil de un an faptul că el a fost rupt de mamă, că a fost trimis undeva până la urmă unde era mai bine, mânca mai bine, dormea liniștit și era învelit noaptea și îmbrăcat în haine calde. Însă, tocmai aici este marea problemă cu ce înseamnă comportamentul uman problematic, faptul că, deși noi nu avem hipocampul, care este acea zonă cerebrală care ne ajută să integrăm amintirile într-un mod temporal și serial și să știm noi când s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, nu știu, prima oară când am fost la grădiniță sau în primul an de viață funcționează numai acea zonă a memoriei implicite în care înregistrăm atât de mult am se întâmplă cu noi, cât mai ales emoții și trăirile noastre foarte puternice. Și mecanismul de supraviețuire pe care îl declanșează amigdala atunci când noi ne simțim în pericol, iar un copil de un an luat de un străin și dus undeva unde nu știe ce se va întâmpla, indiferent de ce îi poate povesti mama verbal, o mamă speriată și angoasată și unui copil de un an pentru a se simți în siguranță atunci când e luat de un străin, acel copil simte panică, acel copil se simte într-un pericol de moarte, iar mecanismul cerebral și psihologic de adaptare la o astfel de situație este deconectare. Iar această deconectare putem să o vedem ca pe o rupere de noi înșine până la urmă. Da, o insulă din creierul meu este prezentă. Pot să mănânc, pot să beau apă. Sunt aici cu tine. Dar o mare parte din ce înseamnă trăirea emoțională este absolut tăiată de accesul la conștiință. Nu vreau să simt durerea pe care o simt, pentru că asta m-ar dezintegra psihologic. N-aș mai fi eu. Și atunci intru în acest mecanism al deconectării, care pe parcurs devine repetitiv, devine un comportament automat. Pe de altă parte, eu simt că viața mea nu este completă, simt că nu am această capacitate de a-mi trăi de plin ființa mea, iar mecanismul de a apăra până la urmă de acest gol interior, pentru că eu nu știu ce simt doar nu mă pot apropia de oameni, pentru că nu pot intra într-o relație dacă eu nu am emoții. Iar acest mecanism este tocmai mecanismul prin care să ne căutăm să ne alinăm suferința, această lipsă interioară. Găsim un stimul, de exemplu, din mediu. În cazul lui Gabor Mate a fost vorba de muzică.
care ne creează senzația de întregire, o senzație de a fi cu noi înșine, o senzație de confort. Iar ulterior în viață, Gabor Mate a explorat mult cauza dependenței sale, de ce dependența de CD-uri, adică oricui ar fi spus lucrul ăsta, l-ar fi luat în ridicol. A zis, ce înseamnă dependența de CD-uri? Nu vorbesc serios. Dar în momentul în care el spune că a putut cheltui 10.000 de euro pe o achiziție de CD-uri într-un magazin oarecare, la o conferință din New York sau nu știu unde, îți dai seama cât de mult îți poate afecta viața. Și cât de puternică este o asemenea dependență. Poți să devii ruinat. Pur și simplu toată viața ta o ia la vale. Apropo de asta, mă rog, făcând o mică glumă, referitor la dependențe și adicții, că toți suntem la un timp de carte.